Tot în această dopamiază am surprins și eu o, o discuție între fete în casă, aflându-se la masă, Ionela le povestea despre jobul pe care l-a avut ea în Dubai, spunea că a fost plecat acolo un concediu, are foarte mulți prieteni și cunoștințe acolo și a dorit să rămână mai mult pentru că i-a plăcut foarte mult, așa că a găsit oportunități de a munci acolo. Spunea ea că făcea prezentări de apartamente, de case, în imobiliare, așadar, un fel de hostes. Fetele o întrebau dacă ea era de fapt agent imobiliar sau doar făcea prezentările respective. Iar ea a spus că doar făcea prezentările, dar urma să evolueze foarte mult dacă ar fi rămas mai mult de șase luni acolo. Delia părea foarte interesată. Pentru că și-ar dori și ea să meargă să muncească acolo, spunea, chiar întreba despre condițiile care trebuie îndeplinite din punct de vedere legal, dacă există anumite condiții, ce acte ar trebui și cum se obțin acolo joburile. Pentru că părea că ar fi interesată, spunea că, de exemplu, în Anglia, dacă lipsești mai mult de șase luni, un an, chiar dacă. Ai lucrat într-un anumit domeniu, e foarte greu să te mai întorci mai apoi și de aceea spunea că după ce va ieși din Casa Mireasa nu știe sigur dacă totul va fi în regulă și se va putea întoarce în Marea Britanie la muncă sau poate și-ar dori să meargă în Dubai, spre exemplu.